Siguranța elevilor în școli a fost din nou subiect de discuție la Palatul Administrativ din Baia Mare. Autoritățile județene au fost interesate de cât de sigur sunt elevii în unitățile de învățământ și dacă au fost implicați în incidente în școli sau în apropierea acestora. Asta în condițiile în care statisticile la nivel național arată că fenomenul infracțional în rândul elevilor este în creștere. Datele prezentate astăzi însă nu par îngrijorătoare, deși s-a recunoscut că n-a fost un semestru liniștit. ISJ Maramureș, Poliția Națională, Jandarmeria și Poliția Locală au avut activitate pe această linie. Problema întăririi pazei la intrarea în unitățile de învățământ și limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta școlii este un deziderat pe care ne străduim să-l ducem la bun sfârșit. Aici, din discuțiile pe care le-am mai avut cu unii directori, poate n-ar fi lipsit de importanță ca, eu știu, grupe de câte doi jandarmi sau polițiști, din când în când, în pauze, dacă se poate, să fie prezenți în curtea școlilor. Nu neapărat pentru acțiuni speciale sau nu neapărat atunci când se întâmplă ceva, ci pur și simplu pentru a ști elevii respectivi că sunt monitorizați. Reprezentantul ISJ Maramureș a amintit că sunt câteva instituții de învățământ unde sunt probleme, dar nu a precizat care dintre ele. Am dori să transmitem un mesaj din partea, până la urmă, a părinților, a cadrelor didactice, a școlii în general, ca măsurile față de elevii care au comportamente care depășesc cu mult firescul să fie exemplare. Tratarea cu mănușa acestor fapte nu face decât să nu dea un exemplu corect celorlalți. Jandarmii și polițiștii și-au făcut și ei simțită prezența în preajma unităților de învățământ și chiar și în locurile frecventate de elevi și-au organizat și activități preventive. În primul semestru, în primele 5 luni practic ale anului 2013, în cooperare cu inspectoratul școlar și cu unitățile de învățământ, au fost desfășurate 34 de acțiuni comune. În primul rând, în vederea combaterii absenteismului. Fiind înregistrate, din păcate, un număr de 464 de contravenții săvârșite de către școlari. Dintre aceștia, 286 au fost sancționați cu amendă și 178 cu avertisment scris. Deși la nivel național s-a înregistrat o creștere a infracționalității în școli, la nivelul județului am înregistrat un regres. În momentul actual, până astăzi, când am venit aici, la nivelul județului au fost înregistrate un număr de 18 infracțiuni. Avem un număr de 4 loviri sau alte violențe. Loviri înseamnă, așa cum a spus și domnul capitan, începând de la o palmă, este lovire. Avem 5 furturi, un șantaj. În 6 cazuri elevii au încălcat legea 61 și în 2 cazuri a fost vorba de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii locali băimăreni au fost de asemenea prezenți la mai multe școli din oraș. Să știți că noi am făcut deja un prim pas în a fi prezenți la pauze în instituțiile de învățământ acolo unde ni s-a solicitat sprijinul și este vorba de Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, unde în mod repetat, la pauza de la ora 10, colegii noștri, un echipaj de la Poliția Locală a fost prezent. De asemenea, ne facem simțită prezența și la școala gimnazială Nicolae Vălcescu din cartierul Ferneziu, unde ne-au fost semnalate anumite probleme care țin de ordinea și liniștea publică. Am fost informați că grupuri de romi practic îi agresează fizic și verbal atunci când ies din unitatea de învățământ și nu pot să se deplaseze către casă.